Dragilor, bine v-am regăsit la o nouă rețetă. Astăzi vreau să vă prezint o cremă foarte bună pentru diferite prăjituri cu doar 4 ingrediente. Înainte de a începe, nu uitați să vă abonați dacă vă plac rețetele mele. Peste 200 de grame de cremă de brânză mascarpone vom adăuga și 200 de ml de frișcă lichidă. Apoi vom adăuga și 50 de grame de zahăr pudră sau zahăr pudră după gust, iar aceste ingrediente trebuie să le mixăm foarte bine la viteză mare până ce vom obține o cremă fermă. Eu am folosit un mixer cu bol, dar puteți folosi și un mixer de mână. Specific faptul că frișca și crema de brânză mascarpone trebuie să fie reci. După cum vedeți, am obținut o cremă foarte fermă, dar consistența ei se va schimba odată ce vom adăuga al patrulea ingredient, și anume o banană. Banana o vom rupe în bucăți mai mici, iar apoi o vom da printr-un blender. Odată ce am pasat foarte bine banana, o vom transfera peste crema pregătită anterior. Cu ajutorul unei spatule de silicon vom încorpora foarte bine și banana, la început cu mișcări mai lente și mai largi, iar pe sfârșit puteți să amestecați mult mai repede. Și uitați ce cremă stabilă am obținut! Este o cremă perfectă pentru a umple diferite prăjituri sau puteți chiar îmbrăca un tort cu ea. În descriere vă voi lăsa link către diferite rețete pentru blaturi de tort și foi pentru prăjituri. După cum vedeți, cu această cremă puteți lucra foarte ușor, este foarte fină și aerată și foarte delicioasă. O puteți folosi și la decorarea unui tort pentru că veți obține niște forme perfecte. Și dragilor, aceasta a fost rețeta de astăzi, eu sper că v-a plăcut, iar dacă e așa, aștept cu mare drag părerile voastre în comentarii. Nu uitați să vă abonați dacă nu ați făcut-o până acum și să dați un like acestui clip. Eu vă mulțumesc pentru vizionare și până data viitoare vă pup și vă îmbrățișez cu drag!